Salut, mulțumane! Eu sunt Vali de la echimon.ro și mă bucur că suntem și astăzi alături. Aș vrea să le mulțumim tuturor celor care au intrat pe site-ul nostru echimon.ro, celor care au intrat pe pagina noastră de Facebook, precum și pe canalul nostru de YouTube. Nu uitați să dați în continuare un like, un share, un subscribe și așteptăm în continuare comenturile voastre. Părerea voastră este foarte importantă pentru noi. Astăzi ne-am gândit să abordăm un echipament privind siguranța montană, un echipament ce face diferența. Pentru că știm foarte bine că cel mai bun munțoman este cel care se întoarce acasă în condiții de siguranță. De aceea, astăzi vom vorbi despre echipamentul minim de salvare din avalanșă sau kitul de salvare din avalanșă, ce constă în trei piese mici, și anume transceiverul, cel care transmite semnalul, precum și cel care ajută la căutarea eventualilor prieteni de-ai noștri prinși într-o avalanșă, sonda, care ne ajută să ajungem la ei, precum și lopata prin care dăm zăpada la o parte și încercăm să-i scoatem de acolo. Cea mai importantă piesă din acest echipament, din punctul meu de vedere, este transceiverul, pentru că el are două moduri, și anume modul de transmitere, și anume transmite semnalul, este o singură frecvență pe care se transmite semnalul, este fiecare aparat de ultimă generație este dotat cu 3 antene și atunci transmiterea semnalului se face mult mai ușor. Iar în condițiile în care, Doamne ferește să spunem că am fost prinși într-o avalanșă, acest semnal va fi recepționat de către prietenii noștri prin aparatele lor, iar dacă vom fi nevoiți să căutăm pe cineva, atunci doar îl punem pe modul search și atunci căutăm persoanele care se află îngropate în zăpadă și încercăm să le scoatem cât mai repede. Ideal ar fi să ajungem la ele în 15 minute maxim, pentru că după 15 minute, din cauza lipsei de oxigen, deja apar probleme la creier. Dar cel mai ideal ar fi să nu ajungem să fim în situația în care să salvăm pe cineva din avalanșă. Kitul de salvare din avalanșă nu este pentru noi, este pentru prietenii noștri, de aceea recomand să avem acest echipament de fiecare dată când ieșim în afara pârtilor și niciodată singuri. Știu persoane care au fost surprinse de avalanșă și știu persoane care opresc acest transceiver doar în momentul în care au ajuns la mașină. Nu este de joacă și sper să nu fie cazul de așa ceva. Eu văd acest transceiver și echipament de salvare din avalanșă efectiv ca pe o asigurare casco. E bine să o luăm, e bine să o avem, dar niciodată n-aș vrea să fie folosită. Ce este important la transceiver este că trebuie să fie pus cât mai aproape de corp. Se pune foarte simplu prin aceste chingi, astfel încât în eventualitatea în care suntem prinși în avalanșe, el să rămână pe corpul nostru și să fie cât mai aproape de corp, care să poată fi reperat cât mai ușurință și să nu fie dat la o parte de eveniment. Încă o dată mulțumim tuturor celor care apreciază canalul nostru de YouTube și stați siguri pe munte și încercați să evitați pe cât posibil evenimentele neplăcute pe munte. O zi bună!